Salutări de la Cluj, unde a plouat toată noaptea. S-a deschis SUV Cars Cluj, o nouă reprezentanță a prietenilor de la SUV Cars care vând și importă mașini chinezești în România. Dar vedeta e în spatele meu. Mașina pe care o veți găsi și la salonul auto de la București. Este vorba despre mașina Huawei. Este vorba despre Huawei Aito M5, care din motive de branding se vinde în Europa Seres 5. Pe alte piețe Huawei Seres 5, pe alte piețe, mă rog, o să vă spun eu toate denumirile. Însă este aici și o să-i facem o prezentare. Dar atât mașina cât și pe mine mă veți găsi la salonul Auto București. Nu știu exact în ce zi voi fi acolo, dar cert este că voi fi acolo exact cum am fost și anul trecut și o să ne vedem acolo. Și mulți dintre voi ați spus că vă deranjează subtitrările. Păi aveți butonul CC pe ecran și puteți dezactiva subtitrările dacă vă deranjează. Mașini cu Luci Popa e la Cluj, în Șiepe. Nu toată lumea poate sau nu toată lumea vrea să-și cumpere o mașină nouă. Dar dacă vrei să-ți cumperi o mașină second hand, măcar să nu-ți iei țeapă. Multe mașini de pe piață sunt cu kilometri dați înapoi, sunt lovite, sunt de America, sunt inundate, au fost taxi sau pur și simplu s-au ascultat manele în ele. Dacă nu ai unde să verifici mașina, încearcă raportul CARVERTICAL. El îți poate da date despre istoricul mașinii. Recent, cei de la CARVERTICAL și-au actualizat baza de date și majoritatea creatorilor de conținut din domeniul auto lucrează cu CARVERTICAL. Nu uitați că aveți 20% reducere în linkul din descriere. Baftă și hai să ne întoarcem la clipul nostru. Seres, spre deosebire de alte branduri chinezești, nu a plecat de la Beijing, a plecat din Silicon Valley. A fost un parteneriat între Universitatea din Michigan, acolo unde există Detroit, acolo unde există The Big Three, cei trei mari producători americani, Ford, General Motors și Chrysler, și Socon Motors. Socon Motors pe care îl știți de la DFSK, Dongfeng Soueast, mașinile pe care le-am mai prezentat eu pe canale. Motiv pentru care mașina asta se vinde și DFSK, Seres 5, pe altă parte Seres A5, Seres SF5 și Evolut iJet în Rusia, pentru că acum trebuie să le vândă sub alte branduri ca să nu-i prindă ăștia, că vezi, Doamne, se vând mașini chinezești în Rusia pe timp de război. La fel cum o mașină chinezească se vinde pe post de Moskvich. Dar, mă rog, divagăm. Ulterior a intrat și Huawei în parteneriatul acesta și a rezultat Seresul 5 sau Huawei Aito M5 sau cum vreți să-i spuneți, că e aceeași mașină. Ei bine, asta are câteva chestii interesante legate de baterii, pentru că avem două tipuri de baterii, momentan una disponibilă în România, dar ambele care sunt tehnologii de vârf. Și o să povestim asta puțin mai târziu. Este vorba de LFP și Semi Solid State. Prețurile sunt acestea. 50.000 pentru varianta de 300 de cai putere și pentru varianta de 585 de cai putere 52.669 de euro cu TVA inclus și Rabla, 3 ani garanție 100.000, se lucrează la o garanție mai mare, 8 ani 160.000 garanție baterie, pentru că este normă europeană. Cum vi se par prețurile, având în vedere că mașinile vin încărcate la maximum. Probabil că nu vin cu baterie încărcată, dar vin dotate full indiferent de versiune. Dar dacă vrei să câștigi o mașină, am două giveaway-uri. Unul trebuie să fii abonat și al doilea să fii abonat și să urmezi instrucțiunile din descriere să cumperi orice piesă dacă ai nevoie de la Piese Auto Moreni. Urmează site în curând. Ok, și unde le servisez? Păi le servisez la Iași, la Târgu Mureș, la Cluj, urmează Craiova, chiar am văzut o mașină de SUV Cars Craiova, Tulcea, peste tot în țară rețeaua se extinde, inclusiv de service, inclusiv de showroom. Există depozit de piese în Germania, piesele vin repede dacă este nevoie. Deci nu există nicio grijă din punct de vedere al serviciului. Rețeaua se extinde, showroom-ul este și el mare și frumos. Se vede că oamenii aceștia investesc și vor să intre tare pe piața din România. Așa că mergeți la test drive. Spuneți că v-am trimis eu. Ce voiam să spun este că dacă aici în România puteți găsi mașina asta la Cluj și la Iași și la Odorheiu Secuiesc și în Mureș și mai departe, în China, dacă vă duceți la un magazin Huawei să vă cumpărați un telefon, puteți să plecați și cu o mașină, pentru că Huawei le vinde fix în showroom-urile lor de produse electronice. Și poate vă întrebați unde se încadrează mașina, pentru că ea pare mai, nu știu dacă să-i spun mai mică, dar pare mai slick, mai dinamică, mai zveltă, mai sportivă, să zicem, într-un fel așa. Este un SUV de clasă medie, 4.700 m, 1.93 m lățime și 1,62 m înălțime. Deci este fix undeva cu Tesla Model Y. Pe acolo. Garda la sol este de 17-18 cm. Am văzut 172 mm, am văzut 180 mm, deci undeva pe acolo. Coeficientul aerodinamic este de 0,27, mai bun decât BMW X3, Audi e-tron sau Mercedes-Benz EQC, însă rivalul Model Y are un coeficient aerodinamic un picuț mai bun, dar e bun și aici. Cam așa arată farurile, avem full LED cu reflector și lumină de zi formată din două unități, unul în far și unul în jos aici. Dacă ne uităm în partea cealaltă, în momentul în care se aprind semnalizările, ele se aprind aici în partea de jos, însă lumina de zi de sus se stinge. O să vă arăt eu când trecem la partea de cheie ce se mai întâmplă cu farurile și cu luminile, ce dansuri mai fac. Avem LED-uri și în oglinzi. Și din acest unghi observăm că avem emblema Seres iluminată, observăm că avem bandă LED iluminată și semnalizări dinamice. Tot cu LED-ul și proiectoarele de ceață doar pe spate și mai e un lucru de punctat. Emblema Seres rămâne pornită chiar dacă banda LED se oprește. Cel puțin asta am văzut eu aseară pe întuneric. O să vedem acum și dacă pe timp de zi se întâmplă același lucru. Și dacă mașina e un pic prăfuită, îmi pare rău, azi dimineață a plouat torențial și mașina era foarte curată, dar na, se vede bine și acum, doar că mai are câteva picături de apă pe ea. Observăm botul mașinii destul de curat, destul de frumos, nu este nimic exagerat. Avem un splitter aici, o să vedem și garda la sol imediat. Avem aici niște grile pentru răcirea radiatorului, nu avem grile active. Evident că unde ar fi trebuit să fie grila la o mașină termică, avem aici un panou, e de plastic pentru că e bara față. Emblema Seres și camera frontală aici, pentru că mașina are camere surround. Farurile le-ați văzut, capota este foarte puțin sculptată, designul este foarte curat din acest punct de vedere. Sub plăcuța cu Seres 5 avem și radarul, senzorii de parcare și în sus acolo avem pe parbriz niște camere cu senzor LiDAR. Senzor LiDAR care vin de la compania RoboSense. RoboSense este una dintre cele mai mari firme de astfel de senzori LiDAR și posibil să greșesc, posibil să nu greșesc, dar senzor LiDAR găsit și pe iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro. Gardă la sol 18 cm, dar aici în bot aveți 31 de cm, să nu dați peste borduri când parcați foarte aproape de bordurile înalte din țara asta. 31 e o valoare bună pentru un SUV din clasa asta, însă ce trebuie să țineți minte este că, vedeți, acest scut coboară. Deci cu cât avansați către bordură, cu atât garda scade. Hai să vedem vopseaua la o mașină chinezească. 0,15, cam ca Land Rover și mai groasă decât găsim la Peugeot 508, spre exemplu. Pasajele roților sunt acoperite cu un material textil și gros, atât în față cât și în spate. Double wishbone pe față, multilink pe spate, semn că chinezii nu se joacă. Asta este o mașină, așa cum o numesc ei, SUV Sport Premium, de toate. Un lucru ce ajută la eficiența asta aerodinamică sunt aceste jante de 20 care au, pe lângă căpăcel pentru prezoane, au și căpăcele din acestea, tot așa de plastic, cu rol aerodinamic. Janta este de fapt compusă din multe spițe subțiri și pe lângă s-a pus această bucată aerodinamică de plastic, așa cum și Mercedes mai face la anumite modele, însă nu atât de plină este janta. Mie îmi place cum arată atunci când mașina stă sau când merge, nu îți dai seama că ar fi jantele goale, însă ceea ce nu vedeți voi sunt frânele absolut imense, discuri ventilate față-spate cu etriere vopsite în culoarea roșie, discuri ventilate față-spate, anvelope Pirelli P0 extra low pe 20, da? Deci 255, 45, 20, niște anvelope pentru mașini electrice care sunt și performante și cu rezistență redusă la înaintare. Semn că chinezii nu se joacă. Astea nu sunt anvelope doar pentru România, doar pentru Europa, nu. Toate Seres 5, A5, SF5, Aito, Huawei, toate DVSK, toate vin cu Pirelli P0. Nu prea sunt eu genul să dau cu spălătorul pe mașini curate, dar dacă tot vreau să trec la partea de parbriz, putem să observăm că nu avem duzele integrate în ștergător, dar curăță destul de bine. Și alt detaliu pe care l-am observat, mașina nu a pierdut peste noapte niciun procent, a rămas la 86%. Asta înseamnă baterie LFP. Prinderea oglinzilor îmi aduce aminte de unele modele Ferrari. Oglinda este simplă, nu prea mare, nu prea mică. Avem blind spot pe stil Audi aici și camera 360, sau mă rog, una din cele 4 camere ce formează sistemul 360 de grade. Și lumina de curtoazie, pentru că am căutat-o, se află în mâner, însă doar atunci când tragi de mâner ca lumea, vei avea lumină de curtoazie jos. Nu se află aici în oglinda. Place că scrie DFSK pe oglindă, deci se văd originile. Asta este cheia, nu este nici primul Seres, nici primul DFSK și nici ultimul care va avea cheie ce seamănă cu Porsche. Descuiere, încuiere și portbagaj. Chiar poți să păcălești pe câțiva că ai Porsche, dar scrie Seres pe spate, noul Porsche Seres 5. Și cheia fizică se află aici în bot. Dacă vrei să schimbi bateria, o schimbi de aici. Cheia arată foarte bine, se simte bine în mână, îmi place. I like it. Acum hai să vedem ce poți să faci cu ea. Te apropii de mașină cu cheia în buzunar, te recunoaște, se deschide. Și ce observăm față de data trecută când v-am arătat luminile de curtoazie, acum ușa se deschide de tot. Doar în condițiile în care tu te apropii de mașină, mânerele ies total ca să-ți arate că sunt deschise. Pentru că dacă vrei să le închizi sau să le încui, poți să apeși pe ea. Și dacă vei deschide încă o dată, nu se vor mai deschide de tot, se vor deschide în poziția intermediară pe care v-am arătat-o. Dacă vrei să încuie, evident, ea se încuie dacă apeși pe acel buton, pe mânerul de ușă. E simplu ca bună ziua. Apoi, cheia, o descui. Se deschid mânerele de tot. Deci o deschizi, o închizi, ții apăsat pe buton și geamurile coboară de tot. Geamuri simple în față și, pardon, simple în spate și duble în față, cu protecție, evident, și cu plafon panoramic. Evident, nu se va deschide trapa din cheie pentru că nu există trapă. Și hai să vedem dacă avem și pe spate geam cu protecție. Avem, evident, și în spate geam cu protecție. Există totuși un fail safe. Dacă tu închizi mașina din cheie, dacă nu te depărtezi de mașină, mașina va rămâne cu mânerele parțial deschise, dar nu se va descuia. Asta este pentru siguranță. Deschidem ușa. Observăm materialele. Hai, Nelu Ciocanelu. Moale, 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 moale. Capitonaj peste tot în buzunare. Capitonaj aici. Imitație de lemn. Asta nu este lemn, este imitație de lemn. Butoanele acestea sunt luate de la Mercedes. Nu că sunt asemănătoare, nu. Sunt fix luate de la Mercedes. Avem sistemul de sonorizare surround cu 11 boxe, o să-l auzim mai târziu. Ce trebuie să țineți minte, grilele sunt metalice. Dacă îți bagi unghiile aici, ți le zgârii. Asta este un lucru bun, denotă calitate. Evident, mochetă peste tot. Ce mai vreau să mai arăt repede aici? Avem butonul roșu de deschidere capotă, exact ca la Mercedes, și OBD-ul aici, cu pedalierul ăsta în stil american și pedala de accelerație în stil nemțesc, cu acționare în podea. Pragul acesta este iluminat, în spate nu este iluminat și cam așa sunt materialele în față. Însă, dacă trecem în interior, avem plăcuta surpriză să avem material moale aici, moale aici, moale aici, moale aici și capitonaj. Deci nu avem lacune la materiale. Până și chederele sunt groase, însă ce am observat, locul este în față, nu este în spate. Și fiți atenți aici, cu geamul deschis, așa se aude ușa când o închizi. Se aude plină. Alt detaliu, am uitat să zic de materiale, aici tot material moale avem. Cine Dumnezeu pune material moale în partea asta a bordului? Nici măcar Mercedes nu face chestia asta. Și cu ușa plină, hai să vedem cum se aude când o închizi. Cu geamul urcat voiam să zic, nu cu ușa plină. Da? Se simte a ușă de mașină de 2 tone și ceva. 2 tone 300 ca să fim mai siguri. Că tot vorbeam de child lock. Nu avem și geamuri și uși. Child lock-ul, dacă vreți, se află aici pe ecran, lângă celelalte butoane, inclusiv charging port. Bun, dacă tot l-am deschis, ia! Are senzor. De fiecare dată când îl deschizi, face târâtă. Ce tare! Deci e pe senzor. Eu am crezut că atunci când apeși pe buton. Dar are senzor. Poți să cânti la ăsta. Bun, ne apar aici instrucțiunile. O să vorbim despre viteza de încărcare când ajungem la baterii. Ce trebuie să știți? 20, 40, 60, 80%, 100%. Dacă piuie, dacă fleșuiește cu verde, se încarcă. Dacă fleșuiește cu albastru, se descarcă. CC, S și Type 2. Și îmi place că avem aici Green light is always light. Cred că vreau să spună Green light is always lit. Adică e tot timpul un de ăsta verde aprins. green light is flashing, blue light is flashing, whatever. Și în momentul în care ai închis-o, la revedere, din ecran se va deschide. Bun, hai să vorbim despre scaune. Scaunele sunt așa, din piele în apa, 3 opțiuni de nuanță, electrice, cu memorie, memoriile sunt acolo. Tot acolo există și încălzirea, și ventilația, și masajul. Și avem aceste tetiere care sunt menite să țină capul confortabil. Scaunele, cât timp am stat eu în ele, au fost destul de confortabile. O să vedem la proba de condus mai multe, dar sunt ok. De aici, din unghiul ăsta, mașina dă un pic a Porsche, mai ales a Cayenne facelift, care a apărut în 2024 și asta e mai veche decât Cayenne-ul 2024 și seamănă cu el, pentru că are banda asta plină, dar forma oricum se vede inspirația de la Cayenne, de la Macan. Aici n-avem de ce să ne ascundem. Un lucru pe care am uitat să-l zic, deschiderea în spate este mare, este suficientă pentru a intra ușor în mașină. Aici avem un eleron, tot așa, element aerodinamic negru lucios, al treilea stop de frână, stropiliciul băgat acolo, ștergătorul, da, care are, din câte văd, propria sa dezaburire, dacă ai nevoie să-l încălzești repede ca să poată să meargă. Aici spatele l-ați văzut, banda LED și difuzorul care, dacă vă uitați foarte atent, se continuă cu acest scut de carton. Ei bine, acest scut de carton dă garda la sol a mașinii, este cel mai jos punct al mașinii. Nu te-ai fi așteptat la chestia asta, dar evident că are rol să nu zgârie ceva pe acolo. Și ca la Macan, avem butonul de deschidere portbagaj acolo, da? Aici, în zona asta. Exact ca la Porsche Macan. Și ce vreau să văd este dacă butonul merge să descui, să și încui. Stop, stop. Și acum, da, merge să și descui și să și încui. Ceea ce înseamnă că dacă îl descuiem de aici și dăm stop de aici, butonul ăsta ar trebui să închidă și să și deschidă, să aibă aceeași funcție ambele. Da, aceeași funcție la ambele. Hai să vedem portbagajul, volum 723 de litri, adâncime 91, lățime minimă 102. Aici avem deschiderea de urgență pentru portul de încărcare, cârlig, lumină, un subwoofer, două subwoofer, suport aici pentru priză de 12V, chiar priză de 12V, altă lumină. Aici avem kitul de pană cu multe antifonare. Merită spus că mașina asta este făcută din aluminiu, într-o fabrică 100% automatizată, unde lucrează 1000 de roboți. O margine de încărcare mică cu protecție de metal ca să nu zgârii plasticul mașinii. O podea aici care se deschide foarte, foarte greu și îți dă acces doar către bateria de 12V a mașinii, nu către bateria de tracțiune. Mocheta este destul de ok. Aici copertina este și ea destul de groasă. Cineva a pus-o prost acolo. E ancorată bine aici, dar ancorată prost acolo. O să o pun eu mai târziu. Aici avem triunghiul mașinii, foarte ușor de ajuns la el. Închidem. Aici avem și două mânere dacă vrei să închizi manual. Evident, podea plană dacă rabatezi bancheta. Loc pentru centură să nu se zgârie și în momentul în care o ridici, bancheta nu e chiar cea mai ușoară, cotiera rămâne deschisă indiferent de situație. Capota o deschizi trăgând de două ori de manetă, ca la BMW, deși arată maneta ca una de Mercedes, este roșie. O deschizi pur și simplu, două amortizoare, aici protecție termică, cu toate că nu se încinge nimic aici. Volum 67 de litri în franc, în fruct, în portbagajul frontal, cum vreți să-i spuneți. Aici avem lichidul de parbriz. În această parte avem lichidul de frână DOT 4. În rest nu prea te lasă să umbli pe sub mașină, nici nu ai avea de ce. Apoi dacă vrei să o închizi la loc, o închizi odată așa și încă o dată să o ancorezi de tot. Două versiuni de motorizare, o singură versiune de baterie. Tracțiune spate 220 de kW, adică 300 de cai putere, 299, aceeași putere ca pe Volkswagen ID. 5 GTX, sau dublă motorizare față spate, 585 de cai putere, 430 de kW. Tracțiune integrală, evident fără legătură mecanică între punți, pentru că avem o baterie care, și nici dacă n-ar fi bateria, tot n-ar avea nevoie. E mult mai simplu să faci tracțiune integrală cu control electronic decât mecanic. Mai puține pierderi. Acum, motoarele sunt făcute de către Seres, sau mă rog, sunt ale lor, să zicem așa. Doar pe versiunea plug-in hybrid, pe care noi nu o avem în Europa, pe Huawei Aito M5 Plug-in Hybrid găsești motorul electric care este făcut de Huawei, Huawei Drive One. Acum, astea sunt informațiile pe care le-am găsit eu, dar am găsit și informații conform cărora sepurile astea, motoarele astea sunt făcute tot de către Huawei, dar marketate altfel și Huawei Drive One să fie doar pe modelul Plug-in Hybrid. Acum, habar n-am. Nu știu să vă spun. Ce-i drept, eu cred că sepurile sunt totuși ale lor, ale celor de la Seres, nu ale celor de la Huawei. Performanțe, 7 secunde pentru versiunea cu tracțiune spate, 4 secunde pentru versiunea cu tracțiune integrală, 180 de km/h versiunea slabă, 200 de km/h versiunea puternică. Tara! Singura baterie pe care noi o primim este aici. 80 de kWh brut, 76 de kWh net, care oferă o autonomie de 500 de km în cazul versiunii cu tracțiune spate, 483 de km VLTP în cazul tracțiunii integrale. Acele două motoare mănâncă puțin mai mult când mergi economic, evident, că dacă îi dai în gură o să consume ceva mai puțin. Deci 500 de km, autonomie, eu zic eu destul de ok. Cu tehnologie LFP, litiu fer fosfat. Ați văzut Seres 3 pe la mine pe canal, e unul parcat un pic mai încolo. Aceea a fost prima mașină disponibilă în România care a avut baterii LFP înaintea lui Tesla Model 3. Și atunci am povestit în acel clip despre avantajele acestui tip de baterie, cum ar fi multe cicluri, multe cicluri, mult mai multe cicluri, de 10 ori mai multe cicluri decât o baterie litiu-ion sau litiu-polimer. Având o chimie superioară, există și o stabilitate termică acolo, ceea ce înseamnă că aceste baterii nu se vor degrada termic, nu se supraîncălzesc, în cazul unei manipulări greșite nu vor lua foc, nu o să vedeți baterii LFP care să ia foc, așa cum vedeți baterii litiu-ion, că toate mașinile electrice iau foc, luați-vă Dacia Spring că ia foc. Ei, la LFP nu va mai fi problema aceasta. Există totuși niște dezavantaje. Bateriile acestea sunt un pic mai grele decât litiu-ion pentru că au o densitate chimică ceva mai slabă, cam cu 40% mai slabă decât litiu-ion și se încarcă și un pic mai greu. Deci acestea ar fi dezavantajele. Dar avantaje, nu ia foc, nu se încălzesc, nu se degradează termic și rezistă de până la 10 ori mai mult decât cele litiu-ion sau litiu-polimer. Cealaltă baterie care nu se găsește la noi, bine, nu mă refer la versiunea plug-in hybrid care are o baterie de 40 de kWh, care și e mare. Spuneți-mi voi ce plug-in hybrid mai are o baterie de 40 de kWh. E tare dacă ar aduce plug-in hybrid-ul la noi în țară, dar funcționează mai mult pe principiul range extended EV, adică pe principiul BMW i3 Rex. Practic, motorul termic este doar generator. Ceva similar găsim și pe modele precum Opel Ampera sau Chevrolet Volt sau noile Honda hibride, însă acelea nu sunt neapărat range extended EV, pentru că există situații când motorul termic învârte totuși roțile și este motor și de tracțiune, pe când la Seres 5-ul plug-in hybrid avem doar un range extender, dar el tot plug-in hybrid este considerat și are o autonomie totală de 1000 de kilometri. Aia mașină pentru România, vă spun eu, dacă ar aduce-o, ar rupe. Dar să continuăm. Cealaltă baterie care nu este disponibilă încă în România este bateria Semi Solid State. Știm cu toții că Toyota lucrează la Solid State, Tesla lucrează la Solid State. O să avem baterii cu Solid State. O baterie Solid State folosește electrozi solizi și un electrolit solid, spre deosebire de cei lichizi sau cu gel polimer pe care îi găsim în bateriile litiu-ion sau litiu-polimer. Ei bine, bateria asta Semi Solid State a fost gândită ca să fie undeva la mijloc, pentru că cele solid state sunt foarte scumpe, deocamdată sunt foarte scumpe. Ele probabil vor avea aplicabilitate în mașinile electrice, dar în timp. Acolo vom scăpa de problema densității și vom scăpa de problema fiabilității, dar mai avem ceva de așteptat. Să sperăm că vor aduce în România și bateria de 90 de kWh semi-solid state, care promite autonomie de 530 de km. În ceea ce privește încărcarea, este simplu, 11 kW AC, 100 kW DC, asta înseamnă 80% în 42 de minute, înseamnă 0 la 100 în 66 de minute, putere medie de la 0 la 100 de încărcare, 76 de kW, asta înseamnă o curbă de încărcare foarte bună, o medie a vitezei foarte bună, deci mai mult de 66 de minute nu veți sta niciodată la încărcare, evident, dacă găsiți la noi în țară astfel de stații, că la noi încă majoritatea sunt 50, urmează 70, 75 și abia acum au început să miște stațiile de peste 100. Deci asta este puterea de încărcare maximă. Ce mai avem altceva? Asemenea lui Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 avem Vehicle to Load. Putem să dăm curent de la mașină către gospodărie, către alte obiecte care au nevoie de curent electric, dar nu am găsit nicăieri pompa de căldură. Deci mașina nu vine cu pompă de căldură pentru că bateriile LFP, neavând această instabilitate termică, nu se descarcă așa de mult pe cum litiu-ion pe timp de iarnă. Și probabil din acest motiv nu au pus. Hello, your phone is still in the car. Don't forget to bring it with you. Merci. Am intrat la interior. Scaunele, într-adevăr, sunt confortabile. Îmi place că nu avem șezutul foarte lung ca să stea și piticii. Chinezii nu sunt foarte înalți. Să stea și ei cu genunchii relaxați. Masajul este bun, chiar este bun, adică e la nivel de Mercedes, aș putea spune, peste Peugeot, peste Volkswagen, peste toate brandurile astea mainstream, foarte bun, super relaxant. O să vă arăt, apropo de masaj, de care tipuri de masaj avem. Avem Wave, Step, Extend, Flutter și asta. Asta este volanul, nu e chiar rotund, e teșit, piele perforată, nu avem încălzire, aceste cusături roșii, subțirel, nu prea avem decupaje, mi-ar plăcea să avem mai multe decupaje în zona asta. Manetele sunt inspirate, nu sunt luate integral de la Mercedes, inclusiv butonul de pilot automat, maneta de pilot automat care se află aici, unde și Mercedes ar pune-o. În rest, nu prea am ce să reproșez, butoanele se simt ok, și te obișnuiești repede cu cele de pe volan. Reglajul, evident, manual, l-am arătat. Hai să vedem materiale. Moale, 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 moale și aici, moale și aici, nu-mi vine să cred. Moale și aici, moale și aici, moale și pe cotieră. Evident, pe imitația asta de lemn nu o să dăm, că e clar că acolo este tare. Și aici, un pic mai tare, dar tot moale. Numai aici găsim material full tare. Deci, la capitolul materiale interioare, chiar și asamblare, deci la Mercedes EQE, EQS, EQS SUV, dacă faci așa de consolă, tremură toată consola dacă faci așa. E bine, la asta este super solidă, mult mai bine construită decât Mercedes-Benz EQS sau EQE. Nici tableta nu se mișcă dacă tragi de ea. Bun, hai să vedem spațiile de depozitare. Buzunare mari, capitonate, decupate, buzunar aici. Două wireless charging-uri, dar despre asta o să vorbim la ergonomie. Aici două suporturi de pahare cu laterale și bază cauciucată ca să ai aderență. Aici una bucată cotieră capitonată peste tot și, surpriză, un spațiu ascuns. Aici ascunzi lucrurile pe care vrei să le ții departe de nevastă. Aici avem un torpedou amortizat, capitonat, iluminat și, doamnelor și domnilor, refrigerat să-ți răcorești băuturile. Aici sus nu mai avem niciun spațiu de depozitare pentru ochelari, pentru că avem plafonul ăsta panoramic imens. Dar, per total, stă bine. Plus că aici mai avem și un loc pentru diverse obiecte, cum ar fi geanta unei domnișoare, portofel sau alte obiecte de acest gen. Bun, ergonomie. Butoane luate de la Mercedes, manetă, descuiere, încuiere și atunci când deschizi se văd manetele cum ies de tot. Manete simple, le-am învățat repede, la fel și butoane de pe volan, n-am avut nimic de reproșat nici cu pilotul automat, cine a condus Mercedes știe, însă tot de ergonomie țin gurile de ventilație care nu au niciun pic de reglaj manual, totul se face de pe tabletă, similar cu ceea ce găsim la Tesla, poți să alegi să îți se ducă aerul pe lângă cap sau chiar în cap, dacă vrei, dar nu știu cine ar dori așa ceva. Toate setările pentru climatizare se găsesc aici. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem modernitate. Te obișnuiești. Eu zic că este cât de cât intuitiv acest sistem. Apoi, aici avem două wireless charging. Două. Cu, atenție, ventilație. Vedeți aici? Astea sunt două wireless chargere de 40W și eu nu știu ce Dumnezeu se încarcă la 40W, ce telefon se încarcă la 40W wireless, nu știu, dar în cazul în care se încarcă ceva la 40W pe acest încărcător din Alcantara, vei avea ventilator să nu ți se încingă telefonul. Finally s-a gândit cineva la chestia asta, pentru că toate telefoanele puse la wireless charger se încing ca dracu, mai ales dacă bate soarele. Schimbătorul de viteze, frâna de parcare, avem autohold, se află în tabletă, avem hill descent control, se află în tabletă, totul se află în tabletă. Apropo, butonul de avarie aici. Asta e singurul lucru mai ciudat din punct de vedere ergonomic. Ați văzut spațiile de depozitare. Tot la capitolul ergonomie trebuie să vorbim despre, atenție, priză 12V 120W, avem USB-A pentru conectivitate telefon, încărcare 22,5W și nu știu dacă se vede, dar scrie aici undeva, încărcare USB-C 66 de wați, ceea ce înseamnă că atât prin USB-A cât și prin USB-C poți să încarci un iPhone la capacitate maximă. Ceea ce privește telefoanele cu Android, acestea se încarcă unele mai rapide 66W, unele mai încet de 66W. Asta e problema. 66W este o valoare atât de mare încât mie nu mi se încarcă laptopul la 66W. Dar un lucru bun pe care o să-l arăt acum, am vrut să testez chestia asta. Ăsta este telefonul meu Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition, care se încarcă la 80W. Și în momentul în care îi dai încărcare la 80W, îți apare aici încărcare super dart. Cablu suportă 100W, evident că mi-am luat cablu de 100W și la 66W nu se declanșează super dartul. Deci se vede că nu se duce în 80W, dar tot se încarcă mega rapid, 66W. Asta mie îmi place. Și dacă ai un adaptor USB-C la mai multe USB-C-uri, poți să încarci mai multe device-uri la capacitate maximă. În principiu, iPhone-e, MacBook-uri și alte drăcii. Deci, nu am cuvinte să laud lucrurile astea atât de mult. Și apropo, în spate, la fel, USB-A 22.5, USB-C 66 și toate funcționează în același timp. Continuăm ergonomia cu parasolar, cu lumină. Uite cât oglinda, ești nebun la cap. Eu n-am văzut în viața mea oglinda așa de mare. Magnetică, dar testul de straight pipes nu se extind, lumină cu LED, SOS și sunt în față pe avari aici. Apropo, avem o ramă de plastic foarte subțire pentru oglindă. Acum, ce trebuie să țineți minte, asta este o ramă de transport. Adică chestia asta ar trebui să dea jos după ce iei mașina, pentru că mașina este făcută să aibă oglindă fără ramă. Și tot la capitolul ergonomie, avem dashcam din fabrică. Uhu! Dashcam din fabrică, nu mai trebuie să te mai chinui. Și aici avem, opa, slotul, uite ce mi-a sărit cardul. Avem slotul de card pentru dashcam. Atenție doar când scoateți cardul să nu sară prea tare. Bravo, 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 bravo. Ce-mi place animația atunci când o bagi în drive și n-ai piciorul pe frână, îți arată un picior cu un Adidas desenat foarte frumos. Au pus până și culoarea pielii. O să las microfonul acolo ca să auziți ce se întâmplă în momentul în care pui telefonul pe wireless charger. Pornește ventilatorul, îl recunoaște și îl pornește. Ce am uitat să spun este că bateriile Semi Solid State nu sunt făcute de CATL, deși cred că toată lumea bănuia asta, nu, sunt făcute de Ganfeng Lithium, o companie cu 8.000 de angajați, fondată în anul 2000, care este supranumită în China supermarketul de litiu. Display-ul central îți oferă cam toate informațiile de care avea nevoie. Îmi place că e temperatura pusă mare acolo, de parcă asta contează. La Seres 3 s-a pus ploaia. La Seres 3 vedeam și temperatura bateriei. Aici nu știu, dacă o să o descopăr o să vă arăt, dar avem presiunea în anvelope, 2627 dacă e mașina descărcată, 3 dacă e mașina încărcată, G-meter și media. Și îmi place că rezoluția este bună și răspunde bine. Chiar și butoanele pe volan au un click satisfăcător. Nu știu cât de bine se aude, în momentul în care bagi în marșadier, mașina scoate un sunet interesant. Și în momentul în care deschizi ușa și ești în viteză, mașina face o melodie interesantă din cele două. Sunetele sunt foarte plăcute în Seres 5. Începem partea de sistem de infotainment cu aplicația Car Auto de mirroring, da? Ăsta este telefonul meu, merge și pe Android, merge și pe iOS. Poți să pui Waze, OK, whatever, sau poți să faci asta. Să te duci pe YouTube, să te duci pe un clip și să-i dai full screen și să meargă full screen. Deci, dacă vrei și sunet, te conectezi frumos la Bluetooth și vei avea sunet prin Bluetooth și totul prin cablu. De fapt, poți să te faci conexiunea asta wireless. Eu am făcut-o cu fir, că mie îmi place cu fir, dar poți să faci chestia asta wireless și ai și sunet. Dacă vrei sunet prin fir, trebuie să te conectezi la Bluetooth și să dai prin Bluetooth. Deci, poți să faci asta și poți să mergi, poți să te uiți la ceva atunci când mergi, nu este recomandat. Pentru cine vrea să facă asta, poate să facă. Și mai există o funcție, se numește Car Auto TV, atunci tot ecranul devine full screen. Tot. Adică tot ecranul devine tot full screen. Dar tot ecranul devine la ce te uiți. Mod cinematic, gen. Bun, și acum hai să continuăm cu tot sistemul de infotainment. Acesta este sistem de infotainment. Sunt două tipuri de OS. Harmony OS 03 sau 3.0, nu, 3.0 pe versiunile care au brandul Huawei și avem aici AliOS 2.0 pe versiunea asta. Nu cred că există mare diferență între ele. Asta este navigația, este ecranul principal. Cam așa răspunde ecranul. Vedeți, nu răspunde așa de greu. Poți să-i dai 2D, poți să-i dai 3D. Dacă îl sucești și îl enervezi, o să meargă un pic mai greu. Dar dacă ai un pic de milă cu el, atunci el va merge cât de cât decent. Oricum, lumea va folosi tot Waze, dar arată binișor. Arată binișor. Aici avem meniul de climă pe care l-ați văzut mai devreme, da? Tot cu seat control, ventilation, heating, deci încălzire în față și în spate, ventilație și masaj doar în față, similar cu Tesla. SP off dacă vrei așa ceva, ceas dacă vrei așa ceva, încărcare wireless, Bluetooth, Wi-Fi, dashcam, da? Dacă te duci la dashcam aici, vezi în față, capture videos, loop videos, photo settings, whatever, notificări și semnalul de la telefon dacă ai un SIM în mașinuță. Rec, acum înregistrează. Vedem că înregistrează. Și aici îi dai rec, de fapt nu înregistrează, dar pare că înregistrează. Dacă îi dai rec de aici și snapshot in progress. Ok. Și vezi și memoria de la card, 29,5 GB pe dashcam, pe card de 32. Bun, foarte bine. Ești de aici, te duci pe home și apoi intri în butonul de setări. Și în setări ai setări pentru lumini, inclusiv luminile ambientale, că avem și lumini ambientale, footlights, welcome lamp, auto low beams, headlamp height adjustment, poți selecta de aici, uite, foarte tare, home lights, adică un fel de follow me home lights, apoi driver assistance, lane assist, lane departure warning, lane cruise assist, da, ok, backside interleaved warning, mamă, rear cross traffic alert, cum l-au numit ăștia, lane change assist, totul. Door open warning, dacă ai nevoie de așa ceva, aici sunt memoriile la scaune, dacă vrei să le selectezi, apoi toate sistemele de asistență, SCO, hill descent control, tot, auto hold, hai să-l punem că ne trebuie, seatbelt unfastened, the auto hold cannot be opened, ok. Intelligent tunnel control, aici se activează aerul condiționat și se închid geamurile când intri în tunel. Foarte tare. Poate găsim un tunel. Vehicle status, aici avem date despre consum, starea mașinii, presiunea în anvelope, 343B, subtotal mileage, așa se numește aici. AI assistant, hey Seres. What can I do for you? Open driver window. Driver window being open. Wow, merge. Și pe ea o cheamă Lindsay. Mă rog, vocea ei. Sound. Aici avem tot felul de media, Bluetooth phone, navigation, front radar warning tone, navigation mix, power on, sound, unlocking prompt, tot felurile. Warning sound volume, speed volume compensation, pedestrian alarm. Ia. Asta se aude afară ca să-i atenționezi pe pietoni. O lăsăm pe Starry Sky. Ca să atenționezi pietonii că o să-i calci. Și aici avem setările de sunet, egalizatorul gen shock bass, dynamic popular, classic dance, extreme vocal sau individual. Cel mai bine se aude pe individual. Cei de la SUV Cars au lăsat-o pe shock bass și credeți-mă, e bass boosted everything. Dacă îl pui pe Ion Dolonescu, e Ion Dolonescu bass boosted. Deci cel mai bine să-l faceți voi sau classic dance se aude totuși bine. Setări pentru display. Avem English, Chinese, more language și teme. Day, night, auto, center display, brightness, poți să selectezi și, dacă vrei, și un screen theme din asta, picture sau function, custom wallpaper să-i pui și din astea, mai bine function, așa. Range display mode, VLTP, asta e foarte tare, în tabloul de bord îți arată autonomia VLTP. Fiți atenți aici, deci VLTP e 399, CLTC este 430 și Synthesize e 359, adică un pic mai reală asta în funcție de cum ai mers tu. Asta este foarte, foarte tare, să-ți dea autonomia exact cum vrei tu. VLTP, CLTC și Synthesize. Bă, câte chestii au mașinile astea chinezești. Time format, whatever. Și setările de sistem, storage, ia să vedem. Avem un surplus de 4 GB, folosiți 24. Wiper repair mode, vehicle repair mode. Do not use for a long time power lack, I feel dysfunction, whatever. Deci, high speed voltage will be connected. Deci, în cazul în care vrei să repari mașina. Driving video, adică să poți să te uiți la video în timp ce mergi. Power on warning, îți spune că mașina este pornită. Power off. After power off, the power supply to the whole vehicle will be turned off. If you need to restart, please step on the brake and open the door. Da, deci dacă vrei să oprești mașina, să stai în ea, să nu mai fie pornită, poți să o oprești așa. Ai multe funcții de genul acesta. Și aici ai un fel de control center unde ai vehicle unlock, child lock, trunk, charging port, auto headlights, power off, memoria la scaune, volume, daytime mode, lane cruise assist, schedule charging, screen clean. Gata. Long press for 3 seconds, then exit. Așa. Ne întoarcem. Smart voice program, screen brightness, low speed, pedestrian warning, ambient light, head-up display. Avem head-up display? Avem head-up display cu, o să-l arătăm, cu viteza și aici avem geamurile. Fully opened ventilation, adică foarte puțin deschise astfel încât să intre aerul. S-au deschis foarte puțin, adică nici n-am loc să-mi bag unghia pe acolo, dar suficient cât să vină aer. Asta e foarte tare pentru că mașina arată ca și când ar fi închisă, dar poți să-ți lași animalul sau copilul să aibă aer. Și fully closed. Asta este o funcție destul de tare și dacă vrei să pui mai multe chestii mai ai aici. Rear view mirror folded, welcome light, intelligent turn control, auto hold, hill descent control și aici sound mixing. Dacă vrei le mai poți pune pe ecran exact ca la un telefon. Foarte bine din acest punct de vedere și aici ai niște scurtături, galerii. Apropo, hai să vă arăt o chestie. Deci pe butonul de pe volan poți să-ți selectezi asta, să facă poză. Photo taken, please click the photo to view. Asta doar dacă pui un stick USB în USB-ul din față. Deci mașina îți face ție poză și după aceea, exact ca la BMW X, și tu poți să-ți vezi poza. Și am uitat să arăt la setări. Avem setările pentru drive, Eco, Comfort, Sport, Race, Individualized Race Mode. Ia să vedem. Driving Mode, Race. Și s-a schimbat și tabloul de bord. O să-l arăt eu imediat. Asta e drăguț. O lăsăm înapoi. Steering Mode, Comfort, Normal și Sport. Wet Road Mode, Eco Mode, Trailer Mode. Ok? Ai energia. Poți să selectezi cât poți să o încarci, între 50 și 100%. Controls, Trunk și așa mai departe. Mirror, Lock, Seat, Window, Steering Wheel. Și aici ce poți să faci cu butonul de pe volan? Mut, Emergency Recording, Media Switch și așa mai departe. Emergency Recording nu recomand. Eu l-am lăsat pe mut, că nu vreau să fac nici poze. Și aici te duci frumos și în USB, dacă ai USB, și vezi ce fișiere ai și ce poze ai înregistrat. Apoi toate setările. Settings, Bluetooth, Phone, dacă ai nevoie de așa ceva. Car Auto, aplicația de care vă povesteam mai devreme. Seat Control, v-am arătat setting, v-am arătat navigație, v-am arătat Car Auto, Bluetooth Phone. Aici sunt toate aplicații. AC Control, Seat Control. Aici sunt camerele. Camera frontală se mișcă și are indicații dinamice. Aici avem camera laterală, îți vezi roata. În dreapta este la fel. Aici spate cu indicații dinamice și camera 3D, de fapt front, middle și rear wheel, și dacă te duci la 3D se mișcă și roțile, vezi și roțile mișcându-se și poți să miști și camera dintr-o parte în alta și se mișcă destul de repede. Ia să vedem, dacă semnalizăm, semnalizează. Dar și dacă dăm flash-uri, dă flash-uri și mașina. Și pe spate, la fel, dacă acționăm frâna se acționează și dacă o băgăm în marș arier, trece pe camera de marș arier. AVM este Around View Monitor. Scenario Mode este Take a Break, Temporary Parking și Camping Mode. Aici dacă pui Take a Break, îți dă raindrops, îți dă stream, îți dă chirp, îți dă snow. Pentru cât timp. Asta este foarte tare. Efectiv să dormi în mașină. Îi dai Start. The driver's seat will be adjusted in rest mode. Please ensure no passenger obstacle in the rear row. Și atunci, și după ce îi dai, scaunul este lăsat pe spate. Poți să dormi liniștit și ai și sunet din acesta de păsărele. Îi dăm End și mă aud eu. Să dăm volumul, că era pe Mașini cu Luci Popa. Scaunul revine la loc. Temporary Parking, dacă dai pe Temporary Parking, The owner will be back soon, take it easy, air condition is enabled. Asta este un fel de dog mode în Tesla. Și Camping Mode, Static Camping Mode, Dynamic Camping Mode. Ce înseamnă Dynamic Camping Mode? Mă rog, Static Camping Mode, ia să vedem. Enable, but not connected with the RV charging. Asta e foarte tare, să-ți dai curent la rulotă. Foarte tare. Deci avem și sistemele astea, dashcam, l-ați văzut, USB, Bluetooth, radio, DAB și gallery pe care l-ați văzut, și aici la Bluetooth vezi de la ce device cântă și cine, sau thumbnail-ul sau album art-ul. Da, aici avem acele scurtături pentru trip și cam atât cu sistemul de infotainment. Mai trebuie arătat că dacă te duci pe mod personalizat, ai Energy Recovery Off, Normal High și Acceleration Mode Soft, Standard și Powerful, dar mai ai și modul Race care este al său și se schimbă așa tabloul de bord, devine mult mai sportiv, nu mai e alb. Poate să fie negru oricum dacă îl ai pe Night Mode, dar am zis totuși să vă arăt chestia asta. Am ajuns și în spate. Spațiul la cap avem, cu toate că avem plafonul panoramic, scaunul este dat la maximum în spate și tot avem loc mult. Chinezii pun foarte mult preț pe spațiul la picioare, deci nu avem nicio problemă. Podeaua este un pic mai înaltă decât la o termică, deci poți să-ți bagi mâna pe sub genunchi, dar nu stai inconfortabil cum stai la alte mașini gen Mercedes EQE. Poți să stai destul de ok și cu scaunul dat la maxim în jos tot ai loc să-ți bagi picioarele. Per total, bancheta este destul de confortabilă, destul de profilată, nu prea aș avea mare problemă cu asta. Singurul lucru că trebuie să-ți activezi scaunele încălzite de la volan, dar cred că așa e și la Tesla. Apoi, ați văzut materialele de pe ușă, ați văzut că e totul capitonat, avem aici imitație de lemn, însă ia fiți atenți aici la materiale. Moale în spate, moale și aici. Mă, cum? Cum a reușit să pună material moale peste tot? Deci moale și aici la USB-uri. USB A 22,5W, 66W încărcare la USB-C. Aici avem plastic negru, piano black și podeaua aici aproape plată. Mă așteptam să fie plată la o mașină electrică, dar totuși avem foarte, foarte puțin aici, o mică protuberanță, deci nu e mare scofală. Cotiera există, cu suport de pahare, cu spațiu de depozitare capitonat. Guri de ventilație avem în spate, mâner, luminiță și microfon în spate, pentru că tu poți să activezi asistentul vocal din spate. Dacă vorbești la telefon, toți pasagerii pot să vorbească la telefon pentru că fiecare are microfon. Deci au gândit și acest punct de vedere. Eu sunt surprins de câte materiale moi găsești în această mașină, deci cred că nici în Bentley n-am văzut așa de multe. Știu că e multă gălăgie aici în Iulius Mall, dar am vrut să vă arăt cum se văd farurile și în plus s-a pus o ploaie de nedescris în Cluj, așa că să vă arăt. Ce face mașina când o deschizi. Și acum și de la spate. Hai că nu e rău deloc. Și după cum v-am spus, Seresul rămâne aprins o perioadă, după aceea se stinge și el și când o încui, mai simplu de data asta. Bun, hai să mergem cu Seresul 5, care este acum pe modul Eco. Am resetat energia, am resetat tot, pornim pe modul Eco, avem o grămadă de setări prin care trebuie să trecem, avem Waze dacă ne trebuie, dar nu o să-l folosesc chiar acum, că trebuie să trecem prin diversele moduri. Suntem pe Eco și presupun că în modul Eco nu poți să selectezi regenerarea. Dar vreau să mergem așa un pic să vedem cum va fi condusă mașina asta în modul său normal. Poziția la volan până acum e ok, vizibilitatea e bună în toate oglinzile. În spate la montantul ce e o mică problemă acolo, dar ai camere, ai un al treilea geam, dar este destul de micuț. Hai, plecare de pe loc pe Eco. Oho! Deci n-ai treabă, ai câți cai să ai acum? 300 pe Eco și tot e bine. Ajungi repede la 50-60 de km/h. Mașina e mega silențioasă. Foarte, foarte silențioasă. Și am observat direcția. Vai, cât de subțire, cât de ușoară este. E mult mai ușor de condus în oraș decât orice Tesla, dacă e să mă întrebați pe mine. Și amortizează destul de bine pe denivelările astea scurte de orășel. Foarte manevrabilă. Sincer, eu habar n-am unde mă duc și eu înainte. Dacă văd vreo denivelare, o iau. Pedala de frână destul de moale. Ce e interesant este că dacă pompezi un pic în ea, se întărește, dar așa e destul de moale. Dar uitați-vă cât de ușor este de condus mașina. Wow, uite. Simplu, cu două degete, ci două degete, cu un deget ai virat mașina. Hai să o trecem pe confort. O, se întărește direcția pe confort. Nu așteptam. Ia. Bum. O! Gata, gata, e prea rapidă. What? De bine, 600 de cai, la ce te aștepți? Pedala de frână este aceeași. Ce am observat, pe confort ai un pic de lag în pedală, este intenționat făcut pentru că să nu pleci tare din greșeală, să nu apeși pe pedală din greșeală. Am activat auto hold-ul, care e undeva pe aici, la manage, dacă te duci, este activat din câte văd. Auto hold-ul este activat. Ia, suntem pe sport. Hai. 4 secunde până la 100. Wow. Ok. Hai. Da. Este făcută chiar și pe modul sport, să nu reacționeze instant așa, adică are un mod din ăsta de siguranță la pedală. Apeși așa pe pedală și nu se duce. Da? Așa vrei tu să pay attention? Păi și eu n-am attention. Dacă nici Luci Popa n-are attention, atunci cine are? Direcția pe sport. Please align steering wheel first. Deci nu te lasă să setezi direcția dacă nu este dreaptă. Ce chestie. Avem prioritate încolo. Ia să mergem încolo, dacă tot avem prioritate. Foarte ușor de condus, foarte manevrabilă. E super plăcută la condus. Ok, hai să mergem pe race. Oho. Oh, acum răspunde, tăticule. Acum răspunde. Ia, vum. Scârție roțile pe race. Acum ai, tată, tot cuplul de 940 Nm. Da. Așa, da. Nu avem suspensie adaptivă, ceea ce înseamnă că se va comporta la fel peste tot. Ia uite ce bine trece peste asta. Deci fiți atenți aici. Sunteți la Iași, sunteți la Odorhei, sunteți la Cluj, sunteți... Faceți test drive cu mașina asta. Doar faceți test drive. Wow! Da, nebunie curată, nebunie cu ciucuri. Și acum hai să mergem pe Personalize. Energy Recovery este pe High. Hai să testăm acum toate modurile, da? Energy Recovery Off. Mașina face coasting, da? Face coasting, ok. Normal. Și începem un pic să regenerăm. Avem aici un drum silențioasă, pe denivelări, și nu simți că se rupe suspensia în două. Cred că m-am dus pe un drum greșit sau drum prost, dar nu contează, că testăm suspensia. Nu transmite în volan foarte multe vibrații, dar transmite câteva, astfel încât să știi. Deci drumul e prost și se comportă foarte ok și ia să vedem. Da, acum avem o regenerare ceva mai puternică. Ia. Deci efectiv are atâta cuplu încât îți rupe pietrele de sub tine. Ce am observat este că dacă tu nu-i dai pe modul personalizat, atunci recuperarea energiei nu va exista. Adică vei merge pe coasting tot timpul. Ia să vedem, hai să depășim Meganul ăsta. Balele! Wow, cât de confortabilă este pe denivelări. Wow! Hai să vedem aici cât de ușor o întorci. Foarte ușor. Ia! Pirelli P0. Și eu, uite ce chestie îți arată, două evacuări când îi dai. Ce drăguț! Ce drăguț! Ia! 58. Și îți apare acolo un motion blur. Foarte tare. Ce trebuie avut în vedere este totuși pedala de frână, care regenerează puțin și simți când face trecerea de la regenerare la frâna fizică, dar neavând regenerare și mașina fiind atât de rapidă și cu toate astea fiind o mașină grea, trebuie să ai totuși în vedere faptul că accelerează repede o mașină destul de grea. Și când apeși pe pedala de frână, ca la multe electrice unde oprești regenerarea, ea nu începe să frâneze în momentul în care tu iei piciorul de pe pedală și trebuie să fii destul de ferm și de convins cu pedala de frână. Dacă mergi pe modul personalizat, îți alegi tu regenerarea, mergi tu cum vrei. Spre exemplu, te duci la Personalized și dacă îi dai Energy Recovery pe normal sau pe off, se va păstra în modul în care vrei să mergi. Confort, sport, da? Deci va păstra regenerarea pe care tu o setezi în modul personalizat. Am înțeles acum. Da. Deci practic fiecare mod în parte poate fi personalizat cu ce vrei tu. Hai să o trecem pe race. Și așteptăm verde la semafor. Asta a fost jumătate de pedală. 60, gata. Și pe race, într-adevăr, regenerarea este 0. Chiar este 0. Deci consumul tot mers în race cu aceu pornit e 20. Acum suntem pe eco și ne bucurăm așa de experiență. Aceu merge. Uite, exact ca la Tesla, îți vede mașina în față, aici. Deci seamănă foarte mult cu Tesla din punctul ăsta de vedere, dar am observat că mai mulți producători au încercat să introducă acest tip de avertizare. Îți vede și autobuzul, dar modul cum virează mașina este uluitor, pentru că se întâmplă totul așa, lipsit de efort. Evident că pe direcția pe sport sau pe normal se întărește puțin, dar în zonele urbane mașina asta e una dintre cele mai ușor de condus pe care le-am condus până acum. Dacă vreau să mă răcoresc, mă duc frumos la seat control, îi dau ventilation la șofer și dau și masajul să-l pornesc. Și pe eco pleacă destul de ușor, te potolește. Și se aude ventilatorul de la scaunele ventilate și chiar își face treaba bine. Dar așa, mașina este super ușor de condus, silențioasă. Îmi pare rău că nu pot să o duc pe traseul meu de test să-i fac un decibelmetru, dar super silențioasă. Bine antifonată, se simte asta chiar și la viteze mici. Și în momentul în care dai într-o gură de canal, amortizează cu mai multă grație decât un Model Y. Și pe eco, dacă îi dai, e un fel de chill așa. Adică accelerezi destul de rapid, oricum vei fi aproape cea mai rapidă mașină de pe șosea, chiar și în modul ăsta eco, dar tot prinzi viteză, tot accelerează lin așa, dar nu te scapă. Deci în oraș mergi pe eco, fără nicio problemă, fără nicio discuție. Și aici se termină clipul nostru, ne întoarcem la SUV Cars Cluj, să lăsăm mașinuța, semnalizăm, ne asigurăm și uite cât de ușor reușim să băgăm mașina. Hai să o și băgăm de unde am luat-o, să vedem cât de ușor este de manevrat în aceste condiții. Marș arier, a coborât a coborât oglinda, că asta am vrut să vă arăt. Și hai să vedem cât de ușor este de parcat la loc. Cu camere. Dacă vreți să vedeți un sistem mișto de parcare, căutați clipul cu noul Bike X55, care are un sistem, zici că e luat de pe jocurile video. Tu iei mașina, o poziționezi unde vrei în locul de parcare și ea parchează singură. Tu poziționezi cu mâna. Nu trebuie să găsească ea loc de parcare. Tu o pui acolo în locul de parcare, exact ca într-un joc video. Și mi-a arătat, la un moment dat când dădeam cu spatele, mi-a arătat Please pay attention to rear right, cam de locul de care mă apropiam eu. Ia să vedem consumul final, 21 cu clima pornită, e ok consumul. Și aici se termină clipul nostru. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de cele două giveaway-uri, nu uitați de grupul de Telegram cu abonații. Nu uitați că puteți dezactiva sau activa subtitrările în limba engleză. Ne vedem pe data viitoare. Vă pupă Luci de la Cluj. Mai am o surpriză pentru voi. Mașini cu Luci Popa se încheie.